Avem câteva seri de predici referitor la viața noastră creștină, dar în mod special, dragii mei, să înțelegem ce rost au încercările în viața noastră și de ce ne-a chemat pe noi Dumnezeu la el. Și că nu suntem numai noi aceia care suntem încercați și testați, ci toți creștinii de-a lungul istoriei. Pentru asta dați-mi voie să medităm în seara aceasta la câteva texte. Dacă vreți să urmăriți în Biblie, dacă nu mă ascultați, o să citesc din Cartea Psalmilor, Psalmul 26, versetul 1 până la 3, un psalm al lui David. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Și ascultați cu atenție. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă. Trecem prin cuptorul de foc, rărunchi și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Un alt text aș vrea să citim din Noul Testament, tot referitor la încercare, test al vieții creștine. Îl aveți de la 2 Corinteni, capitolul 13. Haideți să începem cu versetul 4. Am trecut prin Săptămâna Mare, Săptămâna Suferințelor, a Răstignirii și a Învierii Domnului. Haideți din nou să citim un text legat de aceasta. În adevăr, spune Pavel, Hristos a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel, și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă, încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept, lepădați, căci nu avem nici o putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Amin. V-aș ruga, dacă vreți, acolo unde suntem, ne rugăm, închidem ochii, ne rugăm Domnului. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum am spus, mulțumim din suflet că avem cuvântul Tău care ne zidește, cuvântul Tău care ne îmbărbătează, cuvântul Tău care ne dă nădejde, speranță. Și cuvântul Tău nu este legat, glorie ție, se predică cuvântul Tău. Te rugăm, deschide mințile oamenilor care ascultă Evanghelia, cuvântul Tău în aceste zile. În seara aceasta binecuvintează cuvântul Tău pentru inimile noastre. Îndură-te și de mine, dă-mi îndurare, dăm claritate să pot să prezint cuvântul Tău. Mulțumim pentru zilele bune și frumoase, dar în mod special, Tată, mulțumim în numele Domnului Iisus pentru încercările vieții, care ne-au consolidat relația cu Tine și ne învață lucruri minunate. Și în seara aceasta îți cerem, învață-ne cuvintele Tale, ascultă-ne și lucrează, Tată. Și Te-am rugat și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Dragilor, aș vrea să-mi permiteți să încep cu o întrebare. Probabil ați fost atenți la Psalmul 26. Când am meditat, mi-am pus mie însumi o întrebare și dați-mi voie să vă adresez și dumneavoastră. David spune în Psalmul 26, versetul 2, ascultați ce rugăciune îndrăzneață. Încearcă-mă, Dumnezeu. Bagă-mă în cuptorul tău și curățește-mă. Știți care a fost întrebarea mea când am citit textul acesta? Câți dintre noi ne-am rugat așa când am fost încercați? Ne-a rugat, Doamne, încearcă-mă, curățește-mă, sfințește-mă, sau am zis, Doamne, te rog, scoate-mă din cuptorul tău. Interesant că David spune, încearcă-mă. Încearcăm inima, pune-mă în cuptorul tău. Știți ce m-am întrebat?
care era baza, suportul lui în a cere lui Dumnezeu un lucru extraordinar, atât de curajos. Atenție mare! Dacă nu citim următorul verset, va fi greu să înțelegem de unde vine acest curaj al lui David. Și credeți-mă că după ce am înțeles, am zis, Doamne, acesta e secretul pentru care David a cerut lucrul acesta. Ascultați ce spune el. Cercetează-mă, Doamne, și încearcă-mă. Trece prin cuptorul de foc, rărunchi-și inima. Și acum ascultați, subliniați-vă. Bunătatea ta este înaintea ochilor mei. Nu-i așa că e frumos? El știa că acolo în cuptor este bunătatea Domnului. Înțelegeți? În ochii, în fața ochilor lui, nu era cuptorul probabil, era Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeule, dacă tu vrei, încearcă-mă. Vreau să observați un alt amănunt. Aici, el cere lui Dumnezeu, încearcă-mă. Vă mai aduceți aminte un alt loc unde David cere același lucru? Este în Psalmul 139, ultimele două versete. Încearcă-mă, Dumnezeule, cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o calea și du-mă pe calea veșniciei. Vedeți, vreau să observați două lucruri importante. Unul este, un primul lucru, cercetează-mă tu, Doamne, încearcă-mă. Și observați că acum Pavel, prin Duhul Sfânt, spune Corintenilor, vă spune dumneavoastră și în primul rând mie, pe voi înșivă încercați-vă, pe voi cercetați-vă dacă sunteți în credință. Dați-mi voie să pun o întrebare iarăși. De ce trebuie să ne încercăm noi? De ce? De aceea am numit ciclul acesta de predici teste ale vieții creștine. Păi, iubiților, ascultați-mă. Pe ce bază sunteți dumneavoastră, eu și noi, promovați în școală? Din școala generală până în cele mai înalte clase, facultate. Nu pe bază de examene? La locul de muncă, cum ești tu promovat? În societate, nu pe bază de teste? Și mai dați-mi voie un alt exemplu. Cum ne verificăm sănătatea noastră? Haideți să ne folosim chiar acum de aceste circumstanțe. De unde știi tu că ești pozitiv sau negativ? Nu în urma unor teste? Și după ce îți face test, o dată de două ori, îți spune, ești sănătos, ești negativ sau pozitiv. Deci observați, dragilor, chiar aici pe pământ învățăm lecția aceasta. Și mai dau un exemplu. Câți din voi ați luat carnetul, cum zicem noi în Ardeal, cu burdușica? În urma învățării, în urma testelor și ai reușit, ești promovat și așa mai departe. V-aș întreba, credeți că la Dumnezeu merge altfel? Aș vrea să amintesc cuvântul pe care Pavel îl spune, că lucrurile ce se petrec acum sunt umbra lucrurilor viitoare. Vedeți, dragilor, pentru aceasta mă mut puțin la 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. De ce cere Pavel corintenilor, pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință? Și știți care e răspunsul pe care îl dă Pavel? M-am uitat puțin în textul grec, nu știu greacă, dar am vrut să văd cum apare cuvântul încercați-vă. Știți cum este spus? Dokimazeto. Și dokimazeto înseamnă test de verificare. Faceți-vă testul, frații mei din Corint. De ce aceasta? Pentru că ei, dacă citiți cu atenție tot capitolul 13, aveau cu privire la Pavel multe lucruri și îl culpabilizau. Printre acestea era cea mai gravă. El este lepădat. Și acum Pavel spune, vine a treia oară la voi, da? Eu vreau să aveți martori. A doua, vreau ca voi să vă faceți testul dacă voi sunteți în credință. Pavel nu a spus că voi sunteți lepădați. Nu, nu, nu. Dacă ați fost atenți la citire,
Pavel le dă răspunsul. Știți care? Pe voi încercați-vă dacă sunteți în credință. Și el continuă, numai dacă sunteți lepădați. Dar eu nu cred că voi sunteți lepădați. Și verificați-vă dacă sunteți în Hristos. Atât e de frumos acest text, aceste două cuvinte. În Hristos. Și Pavel a spus, voi sunteți frații mei din Corint, în Hristos nu sunteți lepădați. Eu sunt în Hristos, nu sunt lepădat. Doki mazeto. Faceți-vă testul de verificare. Și acum aș vrea să întreb, ce se face cu cineva care, făcându-și testul de verificare, mai ales în credință, constată că nu e în credință, constată că el a căzut. Faceți-vă testul dacă ați trecut bine prin examenele vieții. Ce ai să faci dacă ai căzut la examen? Este simplu. Ce ai făcut când tu ai căzut la examen la școală? Ai renunțat la școală? Nu. Te-ai dus și ai învățat toată vara și ai dat din nou examen. Și ai trecut examenul. Nu-i așa? Iubiților, atunci când ai trecut testul, ești aprobat și mergi mai departe. Să știți ceva, foarte mulți pe calea Domnului, ei se cred căzuți, nu se mai pot ridica și sunt oameni care zic, am avut eșecuri. Vreau să vă spun ceva nou. Să știți că nu există eșec. Printre toți profesorii vieții, la mine, probabil și la voi, știți care a fost cel mai bun profesor? Atunci când eu am căzut la examen, dar n-am disperat. John Maxwell, cred că ați auzit despre el, este unul din cei mai buni speaker din lume. El spunea referitor la eșec așa. Eșecul nu este groparul tău. Eșecul poate să devină profesorul tău, adică ce ai învățat din ceea ce ți s-a întâmplat. Deci, dragii mei, observați, dacă nu ai trecut testul, nicio problemă. Să știți o chestie. Eu am căzut la examen, am luat testul la șoferie, atunci când l-am făcut scris, 24 de puncte. Și a zis, wow, am luat examenul, am sunat pe soție iubită și a zis, tata, stai că urmează practica. Știți ce mi s-a întâmplat? Am căzut la practică, la condus, n-am disperat. M-am dus acasă, am învățat din nou lecțiile, am învățat testele aproape pe din afară, am luat ore, am mai plătit ceva, am luat ore de conducere, de practică și prin harul Domnului am luat examenul. Înțelegeți bine astă seară. Dar atunci pun întrebarea, de ce teste? Care e scopul examenelor noastre? Gândiți-vă care din voi n-a dat examene. Câți din voi n-ați trecut prin încercare? O să vedem. De ce ne dă Dumnezeu timp, oameni? De ce trecem prin pustiul acestei lumi? De ce chiar acum trecem prin încercări grele, la nivel mondial? Sunt examene, sunt teste. Știți, să fiu mai scurt, care este scopul testelor în viața noastră? Primul, vă rog să rețineți, vei descoperi ceea ce știi și ceea ce nu știi. Și ceea ce nu știi. Și acum constat că nu știu tot. Al doilea, testul demonstrează ceea ce ai învățat. Teorie, uitați ce învățăm noi azi, e teorie. Practica este când treci la lucru pe care îl auzi, să mă înțelegeți. Vorbeam la mine la biserică mai demult de ispite, căderea în ispită, înțelegeți. Și imediat era timp de iarnă, am plecat de la biserică cu mașina, nu era departe, gheață pe șosea. N-am avut nicio problemă. Am intrat în cartier și în cartier a venit o mașină chiar din față și mi-a tamponat mașina. Și atunci m-am dat jos din mașină și eu, soția, ne făceam probleme. Ce se întâmplă? În acel moment, ascultați-mă, în mintea mea, Duhul Sfânt mi-a spus așa, ce-ai predicat la biserică?
ce ai predicat. E un test, e un examen. Și așa a fost, dragilor. O ispită. Și mulțumesc Domnului că am depășit-o. Fiți foarte atenți. Ori de câte ori trecem pe drumurile acestea, acolo și Duhul Sfânt. În toate examenele vieții. De ce Hristos e noi? Mi-a plăcut expresia lui Pavel. Ați fost atenți la citire? Știți ce spune Apostolul Pavel? Dați-mi voie să recitesc. Pavel spune, Iisus Hristos a fost răstignit prin slăbiciune. Oare ce semnează aceasta? Știți ce? Avea posibilitatea să împiedice să n-ajungă la cruce. La cruce, crucificat, avea posibilitatea să cheme un înger și potopea pe toți, cum spuneam nu de mult. De ce n-a făcut-o? De ce s-a lăsat răstignit? Știți de ce? Că planul era mântuirea noastră. Și a spus că după moartea lui El a înviat din morți, spune Pavel și Efeseni și Coloseni. Și Pavel spune despre tine și mine. Suntem plini de viață în Hristos. Și vedeți, leagă examenele vieții de puterea lui Hristos. Nu poți trece examenele vieții fără Hristos. Asta e real. Apoi, al treilea va dovedi maturitatea noastră și în final veți descoperi potențialul care l-a pus dumneavoastră în voi și în mine. Ce țintește Dumnezeu? Ce vrea El de la mine? Ce vrea El de la dumneavoastră? Ce vrea de toți copiii Domnului în lumea aceasta? Toate strecătoare, spune o cântare, toți suntem încercați. Dumnezeu vrea să trecem examen. Nu-i așa? E cu noi, să ne ajute să trecem. De asta a spus David, bagă-mă în cuptor, Doamne, mai ai de curățit în mine, dar vreau să trec examenul, pentru că termostatul cuptorului, Doamne, este în mâna Ta. Tu ești așa de bun, că nu mă vei lăsa să mor în cuptor, nici noi nu vom muri. Domnul vrea să trecem examenul. Și atenție ce urmează. De câte ori v-ați rugat că vreți să creșteți spiritual? De câte ori ne-am rugat să creștem în credință? De câte ori ne-am rugat, Doamne, dă-mi putere să trec peste ispite? Frații mei și surori, este promovarea divină. De la un nivel la altul. De la un nivel la altul. Nu poți să treci fără examene în viață. De aceea, haideți să intrăm în subiect. Câte teste de viața creștină ați descoperit dumneavoastră? Eu prin harul Domnului doar 8, probabil sunt mult mai multe. Așa cum ați auzit, dați-mi voie să le pun în ordine și apoi cu ajutorul Domnului le vom studia împreună. Astăzi seară doar un singur test o să împărtășesc cu dumneavoastră. Primul este testul sau examenul timpului. 2. Testul pustiei în care suntem. Pentru noi, lumea e în pustie. O să ne folosim de exemplu lui Elie în pustie. Vă provoc de pe acum să fiți cu noi data viitoare. Să vedeți, frații mei și surori, ce am înțeles eu de acolo. Că Elie, ascultați-mă, bine, bine de tot. Elie, înainte să se înceapă lucrarea de misiune, de proroc, știți că a fost testat? La pârâul Cherit, la văduva, dar veți vedea data viitoare cu ajutorul Domnului. Apoi testul ascultării, testul motivațiilor. De ce facem noi ceea ce facem? Apoi testul isprăvniciei, administrației. Apoi testul răbdării. Apoi testul credinței și a credibilității. Și în final, testul biruințelor, a ispitelor. Haideți să le luăm pe rând. Aș vrea în seara aceasta să ne gândim la testul timpului. Și întrebarea mea aici începe cu aceasta. De ce îți dă Dumnezeu timp? De ce ne dă Dumnezeu timp? La unii mai puțin ani, la alții mai mult, dar mai ales la noi, cei care suntem, hai dați-mi voie, eu la 69 de ani, mulți înainte frate Nelu, voi și mai mult, haideți să ne gândim de ce Dumnezeu ne dă
Dați-mi voie să citesc un text pentru mine și pentru dumneavoastră. Este textul din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26. Ascultați-l. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să rupească pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri, a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei, acum ascultați, ca ei, oamenii, să îl caute pe Dumnezeu și atenție de ce urmează, să se silească. Ce să facă, dragilor? Să-l găsească. Un cuvânt interesant urmează. Știți care e cuvântul? Uitați-vă. Bâșbâind. De ce? Ce vă spune? Lumea trăiește în întuneric. Eu trăiesc în întuneric, gândiți-vă, ani și ani de zile. Dar Pavel spune, lumea trebuie să-L găsească pe Dumnezeu, bâșbâind în întuneric. Și Dumnezeu se lasă găsit. Da? Spune că Dumnezeu nu-i departe de niciunul dintre noi. Haideți să ne gândim, vă rog. Ce spune cuvântul Domnului? Vă aduceți aminte? Căutați pe Domnul când? Câtă vreme se poate găsi. Deci, iată, primul lucru pentru care omul, Dumnezeu îți dă timp, omule, știi care e? Tu și eu să-L cauți pe Dumnezeu. Că, de fapt, dragii mei, toată viața noastră, nu-i așa? E un timp de căutare. Un timp de căutare. Unii caută fericirea și nu o găsesc. Alții caută bucuria și nu o găsesc. Un timp de căutare. Și uitați-vă bine ce spune Moise în Psalmul 90. Probabil că vă aduceți aminte. Și cu ce se mândrește omul că trăiește pe pământ? Zice el, dați-mi voie să citesc acest text. Și atenție ce spune omului Dumnezeu Moise în Psalmul acesta. Spune așa. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Atenție, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, pentru ce mai atât la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât rudă și durere. Trec iute și noi zburăm. Haideți, permiteți-mi o întrebare. Uitați-vă încercarea prin care trece. Uitați-vă examenul vieții noastre în această criză formidabilă, extraordinar de grea. Ai avut joburi care ai câștigat bine. Ce se întâmplă? Oameni care au avut bani. Ce se întâmplă? Ce bine spune Moise. Și în toate acestea, Biblia spune, Dumnezeu ne dă timp, ne dă vreme ca noi să-L căutăm pe Dumnezeu. Timpul, vremea, e un examen. Ce faci în viața aceasta? Ce faci cu timpul care ți-l dă Dumnezeu? Știți ce se întâmplă cu noi? Dacă v-aș întreba, a cui este timpul? E timpul meu. Domnule, nu te paci peste mine. Bărbate, tu nu te paci peste timpul meu. Nici tu nevastă peste timpul meu. Copilul spune, nu te băga peste timpul meu. Impropriu spus. Dumnezeu spune, El ne dă timp, El ne dă viață. Al doilea pe care vreau să-l observați în cuvântul Domnului, nu înainte de a vă spune, de ce să-l caut acum? Căutați-l câtă vreme se poate găsi. Adică, căutați-l în har. Acum cât se poate. Va veni o zi de judecată când nu se va mai putea. Nu cumva, dragilor, nu cumva, criza în care am intrat e o încercare pentru lumea întreagă? Dați-mi voie să vă spun ce. Cu toate explicațiile care se dau, că se ascunde ceva după virus, că sunt fel și fel de jocuri aici. Vreau să vă spun ceva și m-am gândit. Oare în vremea poporului Israel, cât a fost în Egipt, toate încercările, toate plăgile, tot ce a venit peste Egipte, chiar dacă și vrăjitorii au putut face ceva. Vedeți, chiar gândeam zilele acestea. De fapt, cine a îngăduit încercarea? Dumnezeu. Să încerce și să-l facă pe faraon, pe Egipte, să-l caute pe Dumnezeu, spune Biblia. Și de ce ne dă Dumnezeu vreme? Și vremuri de încercare, vedeți? Vedeți, ca oamenii, omenirea, să-L caute pe Dumnezeu și interesant nu-i departe de noi.
nu-i departe de noi. Apoi, haideți să ne gândim puțin la ceea ce spune Apostolul Pavel la Efeseni. Știți unde? La capitolul 5. Un text atât de frumos. E pentru mine și pentru voi. Ascultați. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și atenție ce urmează. Răscumpărați timpul. Răscumpărați vremea. Zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți. Înțelegeți care este voia Domnului. Vă întreb. Înțelegem noi în aceste vremuri de încercare? Înțelegem noi ca oameni înțelepți ce vrea Dumnezeu cu mine, cu voi? Răscumpărați vremea, frații mei și surori, iubiți ascultători, dați-mi voie să întreb. Când eram întrebați în biserică, de ce nu citești Biblia? Nu am timp. Eram întrebați la biserică, de ce nu vii la biserică? Nu am timp. Ce înseamnă vremea care am primit-o? Ce spune? Iată că Dumnezeu acum ne dă timp. Nu știu cât. Am avut 2 luni, 3 luni, dar pentru ce ne dă timpul acesta? Uitați, ne dă timp la toți. Stați acasă, citiți Biblia, îl căutăm pe Dumnezeu, răscumpărăm vremea. De ce ne dă Dumnezeu timp? E testul timpului. Într-o zi, ascultați-mă, vom da socoteală de timpul nostru. Cum am petrecut timpul? Am să vă pun o întrebare. Știți cum ne petrecem noi timpul? Sunt statistici care ne spun ce face omul într-o viață de 70 de ani. Ați găsit? De ce, dragilor? Uitați-vă astăzi și uitați-vă în jurul dumneavoastră. Simțim că viața trece pe lângă noi, nu-i așa? Și sentimentul de asemenea e cât se poate de normal. Uitați-vă, ieșim ore în șir, ocupați, ocupații lipsite de importanță. Am avut și înainte, probabil acum și mai mult, ce faci să nu te plictisești? Dar dați-mi voi, citeam undeva, jurnaliștii de la un ziar, mi se pare, englez, The Daily Mail, au strâns la un loc o serie de statistici fascinante, atenție, care arată cât timp se pierde. Ascultați-mă, se pierde într-o viață de om. Am să vă citesc o altă statistică pentru noi, doar pocăiții, da? Iată ce spuneau oamenii aceștia, atenție. Omul doarme 26 de ani. Înțelegeți? Un sfert de viață omul doarme. Plus încă 7 ani încercând să mai doarmă, da? Și este recomandat de medici uneori. Conform statisticilor acestui codinean britanic, petrecem aproximativ 5 luni de viață. În ce credeți? Vă spun, n-am știut nicio, în a ne văicări, în mereu să ne plângem de diverse lucruri, cum ne merge, auziți bine? Doar 115 zile, în total, râzând, zic ei. De asemenea, ceea ce vreau să mă observa ce spun oamenii aceștia, fiecare dintre noi petrece aproape un an de viață așteptând. Mai exact, sunt 6 luni de stat la coadă, acum probabil că s-au mulțit, nu-i așa? S-au mulțit și mai mult. La telefon, la vorbiri, televizorul și netul, ne irosești timpul oamenii. Numai televizorul, știți câți ani din viață îți mănâncă? Statisticile o spun, 11 ani din viață. Îl irosim. Apoi, 5 ani îi pierdem stând pe internet. Vă rog să adunați 11 plus 5, 16 ani din viață, televizorul și internet. Dar dați-mi voi să fim la o statistică. Am găsit-o în altă scriere creștină de data aceasta. Ce face omul în cei 70 de ani pe care Dumnezeu îi dă? Exact așa, 26 de ani doarme. Acum, 12 ani de zile lucrează sau muncește. Eu mi-am pus întrebarea, dar cât muncești pentru Dumnezeu? De ce îți dă timp? Ce lucrezi tu? Cât lucrezi pentru Dumnezeu? Sunt oameni și în biserici avem oameni care de fapt nu mai vin și asistă. Dar cât lucrezi pentru Dumnezeu? Ce faci pentru El? 7 ani ne jucăm. Atunci când ești mic, ne distrăm când suntem mai mari. 6 ani petrecem mâncând. 6 ani de zile mâncăm. V-aș întreba, aici am pus o paranteză, dar cât timp mănânci cuvântul Domnului?
Cât timp petreci, cuvântul Domnului e pâine, e hrană pentru sufletul tău. Ne mirăm că picăm la examene, da? Da? Că nu ne hrănim din cuvântul Domnului. 6 ani se spară, se îmbracă, se îngrijește, sigur că da, fraților. Noi mai puțin, doamnele mai mult, nu? Mai ales în fața oglinzii. Dar eu m-am întrebat citind aceasta. Dar cât ne aranjăm noi spiritual? Cât lucrăm noi, oameni buni, la caracterul nostru? Cât lăsăm Duhul Sfânt să ne îmbrace? Îmbrăcați-vă în Domnul, în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă în caracterul Hristic. Subliniez, e o criză așa de mare de caractere în biserici, oameni buni. N-avem oameni de caracter. Apoi, 5 ani se deplasează dintr-o în altul, 3 ani comunică, ați auzit? Dar aș vrea să vă spun ceva extrem de important și ultim. Un an de zile, atenție, din cei 70 de ani, el merge la biserică. M-auziți bine? M-auziți bine? Și asta acolo unde oamenii merg doar o dată la biserică. Și v-aș întreba, ne mirăm, concluzia finală, ne mirăm de ce suntem slabi spiritual? Ne mirăm de ce nu trecem examenele vieții? Ne mirăm de ce cădem? E normal? Ascultați-mă, dacă în cei 70 de ani de zile, un an de zile mergi la biserică, nu vă gândiți la biserica clădire, da? Iată ce spunea Billy Graham și mi-am spus, el spunea așa, nu anii vieții tale, ascultați-mă bine, și viața din anii tăi este ceea ce contează. A spus-o la vârsta de 95 de ani, în data de 7 noiembrie 2013. Dați-mi voie să repet. Nu anii vieții tale, ne mândrim, am atâția, nu, nu. Fratele nostru spune, viața din anii tăi. Adică, ce fel de viață ai trăit? Ce ai făcut în viața ta? Vedeți de ce Dumnezeu ne dă timp să știm cum să-L folosim. Aș vrea să închei cu 2 dimensiuni ale timpului, bine? Ca să vedeți cât de important e modul în care noi petrecem timpul. Are 2 dimensiuni. Aș numi tăria impactului timpului din viața ta și lungimea. Ce vreau să spun cu aceasta? Să știți că timpul a dovedit lucrarea și impactul fiecarei persoane. Mă folosesc aici de cel care a inventat becul electric. Cred că știți cine a fost, da? Așa undeva prin anul 1880, mi se pare, până în 1940. Edison. Revoluția luminii, inventarea becului. Și acum aproape 100 de ani. Dragii mei, vedeți ce impact a avut? Vedeți că ne folosim de curentul electric? Ne folosim de bec? Asta e întrebarea mea pe care vreau să o pun pe plan spiritual. Haideți să ne gândim la puterea impactului tău. Ce impact ai tu în timpul anilor tăi? Ai 30, 40, 15, nu știu câți ani ai. Ce impact puternic a avut în viața ta asupra altora? Haideți să ne aducem aminte de un exemplu din Biblie. Apostolul Petru, cred că vă aduceți aminte, și Ioan, predică cuvântul Domnului. Și pe vremea aceea erau aproape să fie terminați. Dar vine un om înțelept, Gamaliel, cred că vă aduceți aminte, acest învățător al legii, era prețuit de popor pe vremea aceea, s-a sculat și a stat în picioare și vă aduceți aminte ce spunea omul acesta, înțelept, Gamaliel. Acesta era, știți cine, da? Era învățătorul și al apostolului Pavel, probabil, nu probabil, cred că a învățat multe de la omul acesta. Gamaliel spune așa în vorbirea lui, vă aduceți aminte? Spune, bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Nu de mult să evite Uda, care zicea că el este ceva sau cineva, și la care s-au lipit aproape 400 de bărbați. Wow, ce biserică mare! Dar ce se spune Biblia? El a fost omorât și toți cei ce urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Care a fost puterea impactului? Și tot el, dacă vă duceți aminte, vorbea de Iuda, Galileanul, pe vremea înscrierii. Acum, vreau să vedeți ce spune omul acesta. Sunt ferm convins, Petru, Ioan a avut un impact puternic chiar asupra lui, oameni buni. Iată ce spune el. Acum nu mai necăjiți pe oamenii aceștia.
lăsați în pace. Dacă încercarea, lucrarea aceasta vine de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Observați ce impact puternic. Aici inima mea îmi vine a plânge, a zis, Doamne, ce impact am eu asupra soției mele? Ce impact ai tu asupra soției? Ce impact ai tu asupra soțului tău? Că de acolo pleacă biserica, oameni buni. Zilele acestea, slavă Domnului pentru noi toți, că am stat în casele noastre. Vreau să te întreb, ce impact ai avut tu în această perioadă asupra soțului? Ce impact ai avut asupra soției tale? Cât de puternic a fost impactul tău asupra copiilor? Și în același timp, lungimea impactului, știți care este? Psalmul 128. Omul care se teme de Domnul cu soția. Sunt binecuvântați copiii după el. Vă rog să rețineți. Prima generație, soțul și soție. Da? Copiii lui sunt binecuvântați după el. A doua generație. Mă ascultați. Să vezi fericirea cui? A copiilor, copiilor tăi, strănepoții. A treia generație. Și fiți atenți ce spune. Cred că n-ați observat în Psalmul 128. E atât de frumos. Citiți-l împreună cu 127, da? Dar spune mai departe așa. Ascultați. Vorbește de Ierusalim, care înseamnă cetatea, și să binecuvânteze Israel, țara. Ce impact avem noi și Biserica lui Hristos în timpul acesta cât există biserica pe pământ? Serios. Ce impact avem noi? Pleacă de la familie. Familie, biserică, societate. Ce impact avem noi? Și închei cu un exemplu atât de frumos. Haideți să ne gândim, doamnelor, surorilor, am o încurajare pentru voi. Vreau să vă gândiți de ce folos puteți să fiți pentru copiii voștri și nepoți. Vă rog să-mi spuneți, cine a avut pentru prima dată impact în viața tânărului Timotei? Nu Pavel. Ulterior. Cine a avut? Vă aduceți aminte? Pavel îi scrie tânărul Timotei. Mi-aduc aminte de credința care s-a sălășluit în cine? În bunica ta. Atenție! Apoi, în mama ta. Apoi în tine. Nu este o credință moștenită. Nu ceva religie. Impactul care l-a avut o bunică asupra fiicei și apoi asupra nepotului. Iată exact ce spuneam înainte. Dragilor, pentru ce ne dă Dumnezeu? Timpul este un examen. Timpul este un test pe care noi îl dăm în această viață. Și vă rog să nu uitați, așa cum era o poezie, cum vom trăi, așa vom câștiga oamenii sau se vor pierde. Ce faci? Vreau să închei cu această întrebare. Ce faci și cum trăiești viața ta? Cum trăiești? Ce faci în viața ta? De ce? Pentru că aceasta va determina binele sau răul tău. Binele sau răul altora. Mântuirea, da? Sau pierzarea. Mântuirea ta sau pierzarea altora. Și atenție! De această târnă ai trăit bine pentru Domnul? Ai răscumpărat vremea ca un om înțelept? Știi ce ți se va spune când ajungi acolo? Ascultați! Bine, rob bun și credincios, înțeleg. Ai știut să folosești timpul care ți l-am dat. Intră în bucuria, stăpânul, vedeți, o să vă arăt că la fiecare test există o promovare. Dumnezeu ne va promova. La sfârșit de tot o să vorbim de cununi, coroanele care le vor primi. Cine? Biruitorii. Ai biruit. Vă doresc biruință. Vă doresc să vă ajute bunul Dumnezeu ca împreună cu mine să trecem examenele vieții. Orice ar veni, să trecem cu bine și numai cu ajutorul Domnului. Haideți ca în final să plecăm din nou capetele înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului. Doamne Iisuse, cu bucurie vin înaintea Ta și venim să-ți mulțumim că ne faci să înțelegem tot mai bine și tot mai bine cuvântul Tău. Iisuse dragă, Tu ești cel mai înalt exemplu pentru mine și pentru noi. Tu ai știut să răscumperi timpul. Tu ai știut să răscumperi timpul. Tu noaptea nu dormeai. Tu noaptea te rugai pentru mine, pentru noi. Ziua tu petreceai între oameni,
O, Doamne, ce înalt exemplu ești! Iartă-mă, te rog, și iartă-ne, Doamne, că nu știm să folosim timpul. Te rog, dă-ne înțelepciune, dă-ne înțelepciune la toți, să știm cum să răscumpărăm vremea, Doamne. Să răscumpărăm timpul. Trăim vremuri grele, Doamne. Iată, Pavel a profețit că noi trăim vremuri grele. Ajută-ne măcar acum să ne trezim, să răscumpărăm vremea, să citim cuvântul Tău. Și ajută-ne, Doamne, ca în toată viața noastră, de acum încolo, să putem trece cu bine examenele vieții. Iartă-mă și iartă-ne. Ori de câte ori am căzut la teste, dar mulțumim că ne-ai dat cea mai frumoasă oportunitate ca să învățăm de acolo, să ne ridicăm, să mergem mai departe și mulțumim, Doamne, că vei lucra. Pentru cei care sunt căzuți acum, Doamne, pentru cei care au risipit timpul, mă rog ca Tu să te pleci spre ei. Și asemenea cum ai făcut David când a strigat spre Tine, era în mocirlă, în noroi, era căzut. Te-ai plecat și l-ai ridicat, Doamne. I-ai pus picioarele pe stâncă și i-ai pus o cântare nouă pe buzele lui. De aceea el cântă până și azi în mintea mea, în inima noastră. Ridică pe cei căzuți. Ridică-i, Doamne, și ajută-i să se ridice pe stâncă și să rămână pe stânca veacurilor, care ești Tu, Doamne Iisuse. Mulțumim că ne-ai dat parul să fim împreună, binecuvintează-ne, binecuvintează România, binecuvintează pe medici, binecuvintează pe tot și România și lumea întreagă, Doamne, Te rugăm, ajută-i să Te caute pe Tine. Și mulțumim că ai promis că Te vei lăsa găsit. Rămâi cu noi și ne binecuvintează în continuare. Amin.